cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem Vlad Petreanu și Cătălin Striblea și vă spunem bun venit la Avocatul Diavolului. Astăzi vom judeca posibilitatea ca autoritățile române să reia cursurile școlare după data de 15 mai, când este așteptată ridicarea parțială a restricțiilor generate de epidemia de coronavirus. Până la această oră nu este luată o decizie, dar ea ar trebui să apară zilele următoare, funcție de evoluția numărului de îmbolnăviri. Statul român analizează două scenarii în ce privește viitorul anului școlar. Primul dintre aceste scenarii are în vedere închiderea anului doar cu ore online. Al doilea scenariu caută o modalitate de întoarcere fizică a copiilor în școli. Ministrul Educației a anunțat că va hotărî doar după consultarea specialiștilor din Ministerul Sănătății. De altfel, secretarul de stat Horațiu Moldovan spune că o decizie nu e luată, dar premierul Orban a declarat joi și a revenit și astăzi că după data de 15 mai, copiii și cadrele didactice vor primi măști gratuit, dând de înțeles astfel că mai devreme sau mai târziu o parte dintre elevii vor ajunge la școală. Măsurii se opun deja mulți oameni, printre aceștia primarul Capitalei, Gabriela Firea, care spune că imaginea unor copii cu mască este sfâșietoare și că prin natura lor copiii nu pot respecta măsurile de distanțare socială. Alte mesaje emoționale circulă pe diverse forumuri de părinți și avertizează asupra lipsei de protecție pentru profesorii bolnavi sau asupra posibilității ca virusul să fie transportat de copii. În același timp, oficiali din Ministerul Educației spun sub anonimat că există și o presiune constantă pentru redeschiderea școlii, mai ales din partea părinților care, odată chemați la muncă, nu vor mai avea cu cine lăsa copiii acasă. Bun, ce știm clar în acest moment este că o decizie încă nu a fost luată, dar că Ministrul Educației le-a cerut celor de la interne și de la sănătate un plan de reintrare în școală pe care cei doi să și-l asume. Adică se așteaptă o decizie din partea grupului de comunicare strategică. Dar atenție, Vlad, cel mai probabil, din punctul meu de vedere, problema va ajunge pe masa președintelui Iohannis, care a avut cel puțin o întâlnire cu ministrul educației chiar pe această temă. Este clar însă că România va urmări și ce se întâmplă în alte state europene. De exemplu, Franța a anunțat că va redeschide școlile cu un sistem destul de complicat, cu clase împărțite în două și cu măsuri stricte. La fel au procedat Germania și țările nordice. Evident, Italia și Spania se opun. Astăzi, la Avocatul Diavolului, vom judeca acest scenariu al întoarcerii fizice a elevilor la școală. E corect? Ce ziceți? E corect să aducem la un loc sute de mii de copii și treptat să ne reluăm viața, cum o fi? Sau trebuie să fim precauți în continuare și să ținem copiii în casă până când pericolul dispare? Acuzarea are cuvântul. Iată una dintre cele mai dificile decizii, prieteni, care va trebui luată în perioada următoare. Sunt o mulțime de detalii în ea, toate sunt legate și o mulțime de lucruri trebuie să meargă țais pentru ca planul în ansamblul lui să funcționeze. Problema îngrozitoare cu această epidemie e că orice greșeală comisă printr-o decizie își face simțite efectele însutit după 10-15 zile, mereu decizi cu ochii în oglinda retrovizoare. Și apoi, ca să corectezi ce ai ratat, ai nevoie de alte săptămâni bune, iar timpul pentru corecție se măsoară nu doar în zile, ci și în morți. Să presupunem totuși că autoritățile de la București vor decide că totuși nu se mai poate aștepta, că elevii trebuie să se întoarcă în clase pentru ultimele două luni ale acestui semestru. Câte lucruri ar trebui să funcționeze fără greșeală pentru a nu fi relansată epidemia? Copiii vor purta măști, ni se spune, dar vor reuși oare toate familiile din această țară să le cumpere? Trebuie măcar una pe zi, dacă nu chiar două sau trei. Domnul Orban promite că dacă părinții n-au de unde să le ia sau cu ce să le ia, se va ocupa statul să le distribuie. Părerea mea că exact asta ne mai trebuie acum, încă o operațiune națională ratată de administrația publică din România. Apoi, chiar credem că dacă le vor avea copiii, vor reuși să poarte corect măștile 4, 5, 6 ore pe zi sau mai mult? În fine, chiar dacă se vor rezolva aceste două probleme, fără eroare, în cazul a sute de mii de elevi, zi de zi, luni la rând, până va veni vacanța, știm, de fapt, că măștile acestea chirurgicale nici măcar nu sunt 100% sigure când vine vorba de virusul COVID-19. Ele reduc posibilitatea de contagiune, dar nu elimină.
Să presupunem că asta e, cât un copil va fi purtător asimptomatic din când în când, în câte o clasă, cât de serioasă ar fi problema. Din păcate, foarte serioasă, pentru că nenorocitul ăsta de virus are această perioadă foarte lungă de incubație, în care e îngrozitor de contagios, de 2-3 ori mai contagios decât gripa, timp în care poate infecta o mulțime de persoane care vin în contact cu purtătorul. Putem presupune, deci, cu destul de multă certitudine că dacă un copil dintr-o clasă se infectează cu SARS-CoV-2, într-o săptămână, marea majoritate a colegilor lui de clasă vor deveni și ei purtători, cu sau fără mască. Și cu asta mai urcăm un nivel în această tragedie. Știm că persoanele tinere, copiii în primul rând, sunt mai puțin afectați de COVID-19, dar mai știm și că încă de la începutul pandemiei, specialiștii din toată lumea ne-au spus că trebuie să ferim în mod special copiii, tocmai pentru că majoritatea lor sunt purtători asimptomatici sau nu sunt afectați sever. Deci sunt, din păcate, agenți perfecți și fără vină de transmiterea virusului în familii, la părinți, la bunici. Ca atare, un caz pozitiv la un elev într-o clasă va determina aproape sigur infectarea întregii clase, apoi în mod cert a zeci de familii. Și știm deja care sunt consecințele. În fine, vreau să vă rog să vă mai gândiți la un lucru. Când Ministerul Educației a decis suspendarea școlilor, epidemia era abia la început în România. Asta se întâmpla, dacă mi-aduc bine aminte, pe 11 martie. Vi se pare cumva că acum am scăpat sau că suntem aproape de sfârșitul acestei epidemii? Vă reamintesc, deci, când au fost suspendate școlile, în țara noastră erau sub 90 de cazuri confirmate de COVID-19. Pare o viață de atunci. Astăzi, tocmai s-a anunțat și ați putut auzi la știri, sunt 10.417 cazuri confirmate, adică de peste 110 ori mai multe. De ieri până azi au mai apărut 321 de cazuri, adică numai 24 de ore, de peste 3 ori mai multe decât câte cazuri fusese înregistrate cu totul timp de 2 săptămâni înaintea suspendării școlilor. Zilnic mai mor câte 20-30 de oameni din cauza infecției. Vi se pare, serios vorbind, că e un moment bun pentru reluarea cursurilor? Care e planul? Să accelerăm rata de infectare? Eu cred că trebuie să așteptăm. Cine știe ce se mai întâmplă până la toamnă? Poate că descoperim un tratament eficient împotriva COVID-19 până atunci. Poate că virusul își dă duhul sub canicula lunilor iulie și august. Poate că nu scăpăm, dar măcar avem o speranță că o să fie mai bine până în toamnă. În timp ce dacă se reiau școlile acum, avem o certitudine că va fi mult mai rău foarte repede. Votați, deci, împotriva reluării cursurilor școlare în viitorul imediat. Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Recunosc că ceea ce vă propun eu astăzi este extrem de dificil. Vlad chiar mi-a spus la un moment dat că argumentația mea este inutilă și că n-o să iau voturi. Este firesc. Ce abordare de victimă. Este reflexul nostru de bază. Bine, te ascult. Bine, ascultă-mă și o să-ți explic. Este reflexul nostru de bază să ne apărăm copiii. Știți prea bine că senzația de grijă nu ne părăsește niciodată. Chiar dacă știm astăzi că ei, copiii, sunt cel mai puțin afectați de boală. Nu ai vrea ca al tău să fie în situația respectivă, asta e foarte clar. Nu ai vrea ca al tău să fie excepția. Știu că e greu pentru că ei nu pot respecta reguli, e adevărat. Și dacă este un stat care este puțin spre deloc înclinat spre reguli și pregătire, atunci acel stat este România cu siguranță. Doamnelor și domnilor, eu astăzi voi argumenta rațiunea și vă spun că trebuie să acceptăm ca elevii să se întoarcă treptat, gradual și cu măsuri stricte în școlile din România. Întâi elevii mai mari și mai responsabili, împărțiți în grupe, apoi pe măsură ce va trece timpul și ceilalți. Știu că este greu să găsești o soluție la miliardele de probleme, începând de la distanțarea socială, la măști, la băi murdare sau inexistente, sau la naveta unor copii. Dar adevărul pe care îl știți în sufletele voastre este unul singur și trebuie doar să-l acceptați sau să începeți să-l acceptați. Oameni buni, această boală este aici cu noi pentru totdeauna. Ea nu va dispărea într-o zi și totul va reveni la normal. Acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată.
Viața pe care ați avut-o până în ianuarie 2020 nu mai există. Iar dacă va reveni vreodată, va reveni cu obiceiuri noi. Toți cei care ne conduc astăzi, mințile luminate ale planetei, spun un singur lucru. Trebuie să învățăm să trăim cu virusul. Adică el va fi prezent în viața noastră până când ne vom imuniza cu toții și atunci trebuie să știm să trăim împreună cu el. Va fi ca gripa, doar că e mai periculos. Știu că așteptați un vaccin. Acesta va veni sau nu? Dar e clar că nu va veni acum. Chiar dacă resursele omenirii sunt îndreptate în această direcție și apare imediat, azi, pe loc, un vaccin, producerea a miliarde de doze și distribuirea lor va dura ani buni, trebuie să admitem asta. Și dacă acest vaccin nu va veni? Vedeți că încă bâșbâim după un tratament ce era considerat foarte bun în urmă cu 2-3 săptămâni sau 2-3 zile? Vedem că nu e chiar atât de bun. Cât timp sunteți dispuși să-i mai ținem în casă pe copii și să ne oprim viețile? Trebuie să admiteți că mai devreme sau mai târziu copiii vor trebui să revină la școală și că acest lucru se va întâmpla chiar când virusul este încă activ. Așadar, ceea ce avem de făcut este, de fapt, resetarea modului nostru de gândire. Cu atât mai mult să învățăm noua generație să trăiască cu acest pericol toată viața. Așa cum am învățat să trăim cu gripa sau că trebuie să ne spălăm pe dinți sau să ne uităm în stânga când trecem strada, așa va trebui să învățăm și pe ei să se apere de boală. Trebuie să le facem noi reflexe în care să se atingă mai puțin, să stea mai departe unul de altul, trebuie să regândim programele școlare, trebuie să regândim spațiile școlare, trebuie să afle care sunt noile norme sociale, de la spălat pe mâini insistent la purtat mască. Și trebuie să determinăm guvernele să facă o dată curat în școlile astea. Cred că suntem destul de creativi ca să facem treaba asta, iată un model din Franța. Jumătate dintre copii la școală, jumătate studiu online acasă, ore mai scurte și mai puține, sau o parte la școală, o parte online și cealaltă studiu individual, cum se cheamă. Știu că vă cer o schimbare, cea mai grea din viața noastră, dar ce să vezi, viața noastră nu mai e cum a fost, așa că vă invit să votați pentru întoarcerea graduală în școli. Da, păi știi care e problema, domnul Striblea? Că în timp ce tu spui că trebuie să-i învățăm pe copiii aceștia să trăiască cu virusul, problema nu e la ei, adică majoritatea lor, ei trăiesc binișor cu virusul, nu au o problemă de sănătate. Problema e că dacă ei trăiesc cu virusul, părinților sau bunicilor mor cu virusul. Deci aici este dificultatea și greutatea alegerii. Cât despre adaptabilitatea statului român în materia organizării școlare față de această nouă realitate de dată de pandemie, lasă-mă să fiu sceptic. Adică asta e o țară în care ne străduim de 30 de ani să introducem canalizare în toate școlile și, dar în continuare, jumătate, cred, nu au canalizare. Vreți. Mi-am declarat și eu scepticism. Da, adică, care să fie regulile de igienă într-o școală cu latrină în curte? Cadă pe vremea romanilor. Care sunt reguli? Nu știu. De câte ori? Să cumpere abuzivi ăștia care știu să dea tot felul de șpăgi niște WC-uri din astea foarte mobile pe care să le dea cu clor tot timpul. Suntem nevoiți, Vlad, să învățăm asta în școala pe care o numești tu, de la văscăuții din deal sau de Dumnezeu știe unde. Virusul nu va dispărea la toamnă, nici vaccinarea nu va veni, nici tratamentul, adică trebuie să fim, să acceptăm acest lucru. Deci, teoria ta sau, da, mă rog, propunerea ta e să ne înfruntăm frica. Da. Păi, ce să facem? Alții au început. Franța a face, Suedia face, Danemarca face același lucru, uh-huh. Germania și-a chemat copiii din clasele terminale la școală. Ce să facă? Nu ai ce să faci. Eu cred că asta, confruntat frica în România, nu funcționează. În țara noastră frica păzește pe penii. Adică singurul motiv pentru care nu avem tragedia din alte țări este tocmai că oamenii aici, oamenilor le e frică să ajungă la spital în țara asta, că știi cum e, știi cum se spune, atunci, bă, te duci cu o boală, pleci cu două. Atunci sunt de acord cu tine, oprim țara în loc și asta e. Nu, dar ce facem? Adică tu la toamnă, tu propui o ipoteză. Stați acasă până în toamnă că o să fie mai bine. Eu sper că o să fie mai bine. Nu o să fie mai bine. Bun, nu o să fie, o să vedem atunci ce să facem. Nu o să fie mai bine. Hai să recunoaștem că acum a venit în urmă cu... copii. Adică toată economia mondială este blocată. Nu mai vorbim de asta românească. Da. Nu merg afacerile, oamenii sunt blocați, nu știu ce. Da. Ne-a cășunat pe ei. Hai să-i trimitem la școală. Nu, mai au două luni.
poate să recupereze la anul două luni. Stai serios? Un... Și așa materia este foarte stufoasă. Hai, mai tăiem din ea. Păi și la anul poți să-i amând, dar până la urmă și un an de școală în viața omului. S-a descurcat lumea și cu mai puțină școală. Să mă ierte Dumnezeu. Până unde ducem amânarea asta? 0372069599. Sunați la avocatul diavolului și argumentați pro sau contra. Nicolae, bună ziua, sunteți în direct. Nicolae, bună ziua. Bună ziua, vă rog. Salut domnule Vlad, vă salut domnule Cătălin. Bună ziua. Întâmplarea face că sunt chiar în domeniu, sunt profesor de limba și literatura română la nivel liceal. Da. Și poate că discut oarecum în cunoștință de cauză. Vă rog. Dacă aș vota de la bun început, ar fi greu să votez fie pro, fie contra, pentru că eu v-aș propune o soluție de compromis. Ia. Și anume, în primul rând, aș chema la școală, totuși, gradual, cum a zis colegul Cătălin, doar clasele terminale. Eu am și clasa 12-a și este destul de dificil să blochezi un an școlar, să-l înghezi sau să-l repeți. Când se închide anul... Numai clasele terminale. Domnul profesor, spuneți-mi, când se închide clasa 12-a, când e banchetul, când sunt astea? Banchetul nu se mai poate face. Clasa a căzut de la sine, iar manual la sfârșitul lui mai ar trebui să se finalizeze. La sfârșitul lui mai. Era calendarul. Deci vreți să-i mai chemați pentru o lună la școală, pe ăștia de-a 12-a. Dar vreau să vă spun că am toate notele date în această perioadă, am lucrat cu ei și doar le-ar mai trebui teza. Atâta tot. Deci pentru o sesiune de 2-3 ore, cât ar fi o simulare gen bacalaureat, că așa făceam la clasă în semestrul acesta, chemat parțial, într-adevăr, se poate chema o parte din elevi astăzi și o parte de mâine, nu cred că se poate vorbi de un grad de periculozitate maxim. De ce nu le cereți? Pe figură... Vrei să vină direct la bacalaureat? Nu, stați puțin. De ce nu le cereți, domn profesor, să scrie o dizertație, cum se spune în alt mediu, să scrie o dizertație, decât să-i chemați pentru teză? Și pentru vedeți că presupun că îi cunoaște și știți dacă au copiat de undeva. Sunt softuri anticopiere? Păi, asta este ideea, că îi cunosc și știu că se poate copia. Păi. Și atunci este obiectivitatea total distrusă. Deci, dumneavoastră, numai ca să vă asigurați că ei nu copiază, vreți să-i aveți pe toți să vă uitați la ei în momentul ăla. Dar știți că, de exemplu, studenții scriu dizertații acasă, nu trebuie să le scrie neapărat în sala de examen. Vă păcălește că nu ăsta e subiectul discuției, că nu trebuie să-i aducem la școală doar ca să-i vedeți dumneavoastră sau ca să-și dea examenele. Trebuie să-i aducem pentru că asta e viața. Cum adică asta? Adică îi aducem să se îmbolnăvească și cine supraviețuiește? Păi, asta e o teorie așa cam... Nu, virusul nu dispare, Vlad. Pentru că altfel... Vreau să vă spun că elevii mei veneau deja cu măștile pe față înainte de a fi dat această ordonanță de urgență, prima ordonanță de urgență. Era ca un accesoriu de mod, le făcea chiar plăcere. Era gripa, a fost o epidemie de gripă, să spunem, da, că și al meu se ducea cu mască în metrou, așa e. Bun, dar nu înțeleg, deci dumneavoastră propuneți să fie reluate cursurile doar pentru o oră de teză? Adică să vină să dea teza ca să vă asigurați că nu vă copiază? Exact. Asta nu e reluarea... Se poate face un compromis la nivel național de felul acesta, din punctul meu de vedere, și restul se poate termina. Se poate și clasa 11-a? Pentru că... A 11-a, 10-a... Păi și la fel, deci să vină doar pentru teze. Celelalte materii nu sunt, să zicem, foarte, foarte importante și ca atare, dacă n-au teze la educație fizică și sport sau la muzică, nu este atât de catastrofat, nu vine deloc. Am să iau eu acest vot, mulțumim Nicolae, să se exprime, deci vreți reluarea cursurilor sau nu? A zis da, gradual. Parțială, da, v-am spus cu ce condiții. Și doar materiile la care sunt examene naționale. Bine, mulțumesc foarte mult. Deci, din câte am înțeles de la domn profesor, motivul pentru care ar trebui să vină copiii la școală nu este ca să învețe ceva, ci ca să se asigure domn profesor că nu se copiază pe niște teme la care se poate copia. Vrei și o țară de obiectivitate? Adică de ce să introducem acest, să excludem din viața noastră acest principiu pentru care am luptat? Corpul nostru profesoral nu are capacitatea să evalueze gradul de învățare al elevilor din școala respectivă. Ți-a zis om înscris acasă. Decât dacă stă și se uită la el, nu? Să nu copieze. Dar adică la matematică ăsta e rolul cum o să faci? Că la română, sigur, poți să-l inviți să scrie o dizertație
și să zici, bă, uite, nu e copiată sau e copiată sau au fost gândurile lui. Dar la matematică cum faci? Bun, ok. Dar de ce trebuie neapărat să dai toate notele până la sfârșitul anului? Încheie cu ce note ai și dacă e ceva de recuperat, recuperezi. Încă o dată, din punctul meu de vedere, nu aici trebuie să dezbatem, pentru că nu nota e importantă. Dacă vrei, compromisul este, da, nu le mai dăm note, oprim așa, se oprește anul școlar, sunteți toți promovați cu notele pe care le-ați luat până acum. Da, și cu următorul ce facem? Deci aici e alt test atunci pentru societate. Apoi pe atunci asta este teoria amânării pe care o putem duce la nesfârșit. Îmi pare rău, asta facem în fiecare zi. Ne amânăm soarta. Asta facem în fiecare zi. Încercăm să aplatizăm curba și să întrerupem lanțul contagiunii. Asta e, tragem de timp. Nu mai asta avem unde să tragem de timp. Adică mie lucrurile îmi par destul de clare. Monica, Silvia. Silvia, bună ziua. Bună ziua. Tot zic bună dimineața, mă scuzați. Reflexul. Bună dimineața, vă rog. Bună ziua, Vlad, bună ziua, Cătălin. Eu că sunt de la Iași. Da. Și nu sunt de acord, fetița mea este în clasa a 7-a, nu sunt de acord cu întoarcerea, dar mă gândesc că pentru elevii de clasa 8-a și a 12-a va prinde bine totuși să poată reveni la școală, să se pregătească în timpul necesar, dar cât mai este până la examen. Ok, de ce nu ești de acord să meargă copilul la școală? De ce nu sunt de acord? Pentru că, de exemplu, fetița mea circulă cu tramvaiul. Uh-huh. Asta ar fi una din problemele. Okay. Dimineața la ora 6:30, când pleacă de acasă... Copiii de azi... 8-a și de-a 12-a nu circulă cu tramvaiul? Ba da, dar în momentul când merg la școală doar cei de-a 8-a și de-a 12-a e altceva decât atunci când vor merge toți elevii la școală. Sigur, riscul este mai mic, dar el nu dispare. Dar în tramvai știi că și noi purtăm tot felul de lucruri și afară, și măști, și mănuși, și așa mai departe. M-am gândit doar la ideea că atunci când merg la școală, elevilor este mai ușor când se pregătesc pentru examene cu profesorul în față, decât online. Mm-hmm. Fetița mea face online și până acum a făcut doar matematică, germană. Hai să zicem și pe asta, că de fapt nu se fac ore, că i-a strâns doamna ministru acum cu ordinul ăsta de marți, i-a strâns pe toți profesorii. Și la Fimiu a început să fie așa panică, au apărut orele după ce s-a zis, băi, da, să scrie obligatoriu. Nu, la noi s-a făcut dinainte. Singurul domnul profesor de matematică, care este un profesor iubit de toți elevii. Mm-hmm. Deci ce? A făcut toate orele? Da, toate orele. Domnul profesor, te întreb la modul general. A făcut și geografie și engleză? Și... Nu. Okay. Vorbesc de domnul profesor de matematică. Păi asta avem. Dar știți de ce? Da. Chiar așa, de ce nu? Să facem o dată dezbaterea asta. Școala românească n-ar trebui să fie doar română și matematică? Cred că suntem în direcția greșită. Problema nu este de studiu acum. Adică, iertați-mă, dacă cu astea două luni în plus sau în minus, elevii noștri tot nu iau testele PISA. Deci nu este o problemă acum dacă iau 8 sau 7 la o teză pentru că le-au mai lipsit niște ore de matematică sau de română. Este o problemă de viață și de moarte. Adică problema este să transporte un virus sau să intre într-o matrice de contagiune și să ducă virusul în familii. Da, păi unde asta să avem morți. Asta, asta este. Adică nu sunt sigur că e elevii de clasa 8-a și de-a 12-a să meargă, pentru că ei au nevoie să se ducă la școală să mai învețe câte ceva. Ok, problema nu e de învățat, problema este să nu omoare oameni. După teoria ta o să stăm toată viața în casă. Nu știu dacă o să dureze toată viața, asta e o presupunere. Deocamdată suntem în faza în care suntem pe pasta... După câte luni ești dispus să admiți că e... Nu știu, să fie în scădere două săptămâni, asta a spus domnul Rafila. E în scădere de trei zile, da. Stai puțin că au școala mai scăzut trei zile. Nu începe școala acum, deci, nici pe 15, de-abia după 15 urmează să ne gândim că pe întâi poate. Păi, bun. Da. Da, eu aș fi de acord ca guvernul să dea libertatea copiilor într-un orar anume de a ieși afară, pentru că, într-adevăr, copiii care nu locuiesc la case au mari probleme. E un alt subiect. Da, e un alt subiect. Bun, mulțumesc frumos. Cred că aici ar trebui făcută relaxarea un pic. Cine votați? A votat. A zis împotrivă. Cu Vlad. Mulțumesc, Vlad. Silvia, Monica, bună ziua, sunteți în direct. Nu, a zis de la început. Ok, bine. Bună ziua, Monica, vă rugăm, sunteți în direct la avocatul diavolului. Și Vlad, încă o dată, bună ziua, că ne-am auzit și azi dimineață. Deci am votat cu Smiley. Da. Ia, dacă a votat cu Smiley, să închid. Da, Monica, te ascultăm, te rog. Nu. Te rog frumos, bun. Te ascultăm. Deci, ideea care e? Predau matematică la gimnaziu. Deci da, doamnă, am tot respectul. Mi-e frică de dumneavoastră și azi.
La atâția ani după ce am terminat școala. Da, ziceți. Așa, deci am și o clasă care trebuie să se prezinte la examen. Da. În mod normal, pentru că eu consider că viața omului este mai importantă, nu sunt nici eu de acord în totalitate să se reia școala. Eu aș face clasele care nu sunt terminale să își continue învățarea online. Da. Dacă nu se poate face învățământ online, că nu se poate face peste tot, poate recuperează în viitor, nu? Da, sunt termin ideea. Deci eu, excepție făcând prima săptămână când am intrat în carantină, până când am căutat și o modalitate să intru online, pentru că doar prin mesaje și WhatsApp asta nu înseamnă că faci ore de matematică, și am găsit o platformă, nu-i spun numele. Puteți să-i spuneți, de ce să nu-i spuneți numele? Zoom, deci am Zoom, folosit... Toată lumea folosește Zoom. Da, o folosește la facultate. Și îmi convine aceasta pentru că eu și interacționez. Ei, fără video, doar ne auzim. Și am reușit să fac cu clasele la care predau. Însă, într-adevăr, este foarte greu. Sigur. Pentru că, totuși, trebuie să arăți. Una este să scrii pe tablă și copilul să înțeleagă. Școala noastră, acum de 2 săptămâni, și-a făcut platformă pe Google Classroom. Este ok și aceasta. Și o folosesc, pentru că e bună pentru, Doamne, monitorizarea pe care o vrea doamna ministru. Fiți atent o secundă la mine. Înțeleg că sunteți împotrivă. Dar dacă regulamentul ar prevede în Franța, ca în Franța, da? Unde sunt, să zicem, 25 de copii în clasă, să vină 8 la școală, 8 îi aveți pe online și 8 studiu individual, da? Și am găsit această modalitate spre care viața ne împinge, în care cei 8 din clasă au și posibilitatea asta de a ieși, de a interacționa cumva, de a vedea lecțiile, de a vă vedea. Așa, stau la distanță în bănci, în cele 24 de bănci pe care le aveți, sunt 8 copii în clasă, care cred că sunt destul de mari la a 7-a, 8-a să poată respecta niște reguli. Că n-or sări unii pe alții acum, nu? Și care e obiectivul? Cum care e obiectivul? Care e obiectivul? Să începem să învățăm, adică în dacă mod poți clasic. Face, numai o secundă, dacă poți face păi studiu individual și acum poți face online, acum s-a plâns doamna de ce să-i mai aduci? Acum s-a plâns doamna că nu are calitatea învățământului corectă. Da, că am aici o problemă. Este bună ideea asta, deci 8 să fie în clasă, să zicem, și restul să fie online. Dar pentru asta școala mie trebuie să îmi aducă, eu să am posibilitatea cameră de filmat să mă poată vedea. Ce sau, mă rog, care este posibilitatea de a se, nu? Deci asta ar trebui. O întrebare, doamnă, numai o întrebare, că vreau să mai luăm și alte... Noi mai vorbim și dimineața. Am o întrebare, spuneți-mi. Da. La clasa 7-a, nu discut de an terminali, clasa 7-a, de exemplu. Da. Ultimele 2 luni din semestru, în principiu, dacă le-ar pierde, ați putea să le recuperați anul următor? La materialul noastră? Bineînțeles că se pot. Eu mă gândesc că pentru clasele acestea care nu sunt terminale, eu pot să le termin pentru că am note destule, am dat lucrări. Nu, mă rog, să le recuperați, adică recuperați materia, dacă puteți să recuperați. Și să recuperez materia la începutul anului, dar pentru asta iarăși trebuie o chestie unitară să se facă. Deci uite, s-a ajuns cu materia până acolo și eu să pot să recuperez. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Monica, pentru intervenție. Problema e următoarea, modelul ăsta de care spui tu, modelul ăsta francez. În primul rând, că cred că e un coșmar să te apuci să-l organizezi în România o chestie de genul ăsta. În al doilea rând, dacă poți face cursuri online, atunci de ce Dumnezeului să-i mai aduci la școală? Dacă poți nu poți face cursuri online, care este treaba să-i aduci la școală? Nu, o secundă, lasă-mă să termin. Deci dacă nu poți face cursuri online, atunci ce? În astea 2 luni care au mai rămas, îi mai aduci de 4 ori la școală? Care e motivul să-i mai aduci niște săptămâni? 3 săptămâni? Pentru că deja viața noastră trebuie să se schimbe. Lasă, domnule, asta este teorie cu viața trebuie să se schimbe. Eu vorbesc de lucruri practice aici. Oamenii îi aduci la școală, iasă... de ce? Îi mai aduci 3 săptămâni ca să se îmbolnăvească? Sau care e motivul? Ca să se îmbolnă... Dar de ce tot tragi tu linie și spui pentru astea 3 săptămâni? Păi tu ai zis, n-ai zis tu. Acum înainte. Ce-ți povestesc eu aici este de acum înainte pentru un an, doi. S-ar putea să fie pentru 10 ani, s-ar putea să se rezolve până în toamnă. Atât mai asta mult. Este. Dar de ce nu, știm nu acum? Nu se rezolvă nimic în toamnă, adică ce o să se rezolve ce știm toamnă? Acum? E, acum ai, e nasol nu, de tot. Întrebare. Ai vaccin în toamnă? Nu știu. Cum nu știu? În principiu nu.
În principiu, în nu. În principiu, nu. Ar trebui un miracol să avem. Ok, bun. Da. Dar poate avem un tratament eficient. Poate ai un tratament eficient. Asta sau poate avem metode mai bune de protecție. Adică ce? Sau, băi, poate că în astea 6 luni care, sau 4 sau 5 luni care tot sunt până sau nu mai învățăm. Tot ce spui tu e la nivel de ipoteză, iar eu îți descriu că realitatea nu va fi, nu se va schimba sub nicio formă nici în această toamnă. Atunci îmi spui că de fapt trebuie să ne asumăm niște zeci de mii de morți. Asta îmi spui. Nu, bă, frate, trebuie să ne asumăm. Scenariu britanic. Trebuie să ne asumăm. Să trimitem lumea. Apropo, la și atent, asta. În Marea Britanie, da, în școală în acest moment, care deși sunt închise, merg 10%, undeva până între 5 și 10% dintre copii, pentru că sunt key workers, cum se numește, medici, camionagii, oameni care lucrează împotriva bolii și care n-au cu cine să lase copilul. Și acolo merg niște clase reduse la școală. Și îi trimit la școală că nu au cu cine să-i lase. Da, da, și sistemul de învățământ funcționează. Deci, și ai vedea modelul ăsta aici? Adică, părinții, doamne, n-am cu cine să las copilul. Va trebui să facem asta. Dar tu ți-ai asumat, de exemplu, riscul ăsta? Păi, de acum trebuie să încep să-l trimit. Da, e destul de mare, are 14 ani. Dar nu e vorba că e mare. Nu că e mare. Ce să facă? Și adică, eu vin aici. Da, dar noi aici suntem doi oameni. Trei cu Camelia. Și acolo am spus 8 să fie. Ok. Cristian. Bună, Cristian. Cine ia să vedem linia 8? Zi tare, Cami, că nu îmi dau seama cine este în momentul ăsta. A. Bianca. Tia. Bună, bună ziua, Tia. Astăzi este ziua cu bună, bună dimineața. Bună ziua, da, Cătălin. Bună ziua, Vlad. Mulțumesc pentru oportunitatea, vă rog, doamna, de a intra în direct. Vreau să vă apreciez și să accept principiile generate sau enunțate de dumneavoastră în sensul în care sunt corecte. Dar aș dori să aduc discuția noastră etapizată pe o ierarhie a valorilor. Dacă puteți să compactați, că mai avem puțin timp. Da, mă refer la cel mai important, cea mai importantă valoare, să protejăm viața. Iată. Să protejăm viața și vă spun asta din punct de vedere al medicului profesionist, care am 3 copii și îmi doresc să se reîntoarcă la școală. În acest moment, nu știu cine își poate asuma riscurile, atât din punct de vedere al îmbolnăvirii copiilor, cât și din punct de vedere al vectorilor pe care copiii îi reprezintă față de restul populației. Știm cu toții că nu există un vaccin și nu există un tratament eficace pe care să ne putem baza. Eu, deci, repet, îmi doresc ca, virgulă, copiii mei să se întoarcă la școală, pentru că este benefic, firesc, pentru evoluția lor și sunt în fața unor examene pe care doresc să și le ia, dar riscul este mult prea mare. Când? Riscul este prea mare la întoarcerea aceasta în școală, în acest moment. La 15 mai sau când? La 15 mai, dar la 1 iunie. Doresc să etapizez această discuție în următorul sens, adică vin și cu o soluție. Vă rog. Pacienții care au trecut prin situația de boală cu siguranță nedorită și foarte dureroasă au câștigat o imunitate naturală. De această imunitate naturală ne putem folosi și câștiga timp până la implementarea unui vaccin, care este în testare, așa cum se știe, în Anglia și în Germania. Imunitate naturală reprezentantă de anticorpi anti-COVID pe care acești pacienți au dezvoltat. Cum ajută asta elevii? Că asta e... și, vă spun, eu am în familie la copii patologie autoimună. Nu îmi permit sub nicio formă să risc să-i las la școală, da, atâta timp cât nu știu că au o siguranță în spate. Okay. Asta reprezentând, deci am sunat și din acest punct de vedere să vă gândiți la copii vulnerabili care merg în școală și care sunt victime sigure. Asta este adevărat și asta e o problemă într-adevăr? N-am auzit nicăieri o discuție pe tema aceasta și este foarte importantă. Nu ați auzit-o, da, pentru că nu a fost luată o decizie, dar vă pot asigura, pe cale neoficială, că aceasta este una dintre marile probleme de la Ministerul Educației. Ce facem cu copiii care au niște probleme? M-a sunat ieri o prietenă. Copilul are un copil în clasă. Problemă, repet, ca medic și ca părinte. Bun, ascultați-mă o clipă, m-a sunat. Mulțumesc. Deci înțeleg că sunteți împotriva relorii cursurilor, din toate motivele pe care... Sunt împotriva în acest moment, mulțumesc, dar există soluții ca etapizare cu administrarea plasmei, cu anticorpii aceștia anticovid. Deci asta este soluție. Mai mult decât atât, degrevează sistemul de sănătate de o încărcătură nedorită, asigură o siguranță copiilor și familiilor lor. Și bineînțeles, dacă ne referim și la... Să știți că... Bun, trebuie să... Mulțumesc frumos, trebuie să fie. Să știți că tratamentul ăsta cu plasmă de la donată de voluntari
care s-au vindecat. Cred că încă mai sunt niște chestiuni administrative de rezolvat, că birocrația din România acolo, da, se mișcă foarte greu. Bun, asta e o metodă veche de ridicare, de creștere a imunității, dar în sine nu este un vaccin. Este o metodă bună, verificată, care a funcționat în multe cazuri, s-a încercat inclusiv în timpul gripei spaniole din 1918, acum se folosește în diferite țări, se fac eforturi și în România. Da, să și colectat ceva în sensul ăsta. Trebuie niște ok-uri, birocrație dificilă. Deci, asta cu copiii care au diferite afecțiuni este cumplită. M-a sunat ieri evident. O prietenă, copilul este, cred că în clasa a 6-a sau ceva de genul ăsta, are astm. Mi-a spus, băi, eu nu-l las, nu pot să-l las la școală, se ducă, mi-e frică de mor. În mod evident, are o vecină, nimeni n-a spus să meargă toată are o vecină lumea. Care este educatoare. Discuția. Are o vecină care este educatoare. Doamna respectivă are 60 de ani, cancer. Aia, zice, este încremenită de spaimă, la gândul că trebuie să întoarcă acum la școală. În mod evident. Ce faci? În mod evident, sunt un milion de situații foarte complicate pentru o grămadă de lume și trebuie rezolvate și în unele cazuri, sau foarte multe astfel de cazuri, spus nu. Dar corpul general al populației, la un moment dat, va ajunge în fața acestei decizii. Bun, nu e 15 mai, e prematur. Nu e 1 iunie, e prematur. Dar, mai târziu, la 15 septembrie, cu toții vom avea această... Cred că singura certitudine în momentul ăsta este că trebuie să ne adaptăm, să învățăm să trăim cu totul altfel decât am trăit până la sfârșitul anului trecut. Mulțumim pentru participarea la Avocatul Diavolului. Vlad Petreanu și Cătălin Strimblea, vă spun un weekend bun. Spăcată.